Miercuri 14 octombrie va avea loc prima cursă a trenului turistic care pe viitor va funcționa pe ruta Zlatna-Meteș-Bărăbanț-Alba-Iulia. Noi ne străduim din 4 iunie să circulăm pe ruta Zlatna-Alba. Au fost fel de fel de probleme. Acum avem de la AFER toate aprobările, dar acum ne mai pune unul de la Regiotrans o chestiune că la primul drum să mai circule un LDH, o locomotivă diesel hidraulică în garnitură, ceea ce instrucția nu prevede. Deci ei cred că încearcă pe toate părțile să ne frâneze, să nu circulăm cu ea. Eu aș vrea ca mâine, în 14 octombrie, să facem prima cursă ca să vedem și noi cât consumă, cât apă, cât cărbune, să știm să ne putem gândi la un preț la aceste curse, la acest tren turistic care va face legătura între Zlatna și Alba Iulia cu această minunată bijuterie. Denumită Crăița, locomotiva a fost construită în anul 1906 în Germania și a fost restaurată de curând la Cluj. Astăzi, locomotiva face parte din categoria Tezaur a Patrimoniului Național al României. Eu am luat-o fier vechi, ne-am chinuit, am restaurat-o la uzinele 16 februarie din Cluj, împreună cu acest vagon care e în spate și care e din 1909. Mai avem două vagoane acolo la restaurat, dar ei au niște probleme economice, nu știu dacă o să mai reușească ei. Le-am scos la licitație de două ori, acum le scoatem a treia oară, că vrem ca să fie o garnitură din trei vagoane, un restaurant și două vagoane de călători. Un vagon e din 1809, ăsta care e aici, deci unul din 1902 și unul din 1896. Asta e garnitura care va fi un tren turistic, cred eu, o bijuterie a României. Când vor fi restaurate toate vagoanele, trenul turistic de la Zlatna la Alba Iulia va avea spații pentru călători, dar și un restaurant.